Păi ce faci? Nu ziceam că vorbesc eu primul? Salut! Sunt Monstru de la site-ul Lab501, iar astăzi vom discuta despre noua gamă de produse Lenovo Legion 2023. Așa cum știți, cei de la Lenovo au lansat o serie întreagă de noi produse anul acesta, organizate în mai multe familii, mai multe modele, în funcție de nevoile și de bugetul fiecăruia. Astfel, pentru cei care nu vor să facă niciun compromis, există vârful de gamă de Lenovo Legion Pro 7. Următorul model în gamă este Lenovo Legion Pro 5, un laptop foarte puternic, o familie de laptopuri foarte puternică. Iar pentru cei care își doresc un produs cu un raport calitate-preț cât mai bun, există seria Lenovo Lock. Pe lângă acestea însă, fiecare dintre serile de vârf, adică și Lenovo Legion Pro 7 și Lenovo Legion Pro 5, au un echivalent slim, un echivalent ușor intrat la apă, un echivalent ceva mai compact. Astfel, în cazul seriei Lenovo Legion Pro 7, acesta se numește, evident, Lenovo Legion Slim 7, iar în cazul seriei Lenovo Legion Pro 5, acesta se numește Lenovo Legion Slim 5. Iar astăzi, dragii mei, vom discuta despre Lenovo Legion Slim 5, ce fel de modele găsim în această categorie și de ce sunt ele în stare. Lenovo Legion Slim 5 este o serie de notebook-uri de gaming care încearcă să îmbine portabilitatea cu puterea de calcul. Asta înseamnă că avem o carcasă ceva mai subțire și ceva mai ușoară, păstrând însă sub capotă puternicele plăci grafice Nvidia GeForce RTX din seria 4000, precum și procesoare pe măsură. Astfel, avem de-a face cu un notebook subțire, un notebook elegant, ceva mai compact decât frații săi din seriile mai mari, cu o carcasă construită din plastic, deși nu ai zice dacă te uiți la el, și un capac metalic. Lenovo Legion Slim 5 se bazează pe formatul de 16 inch consacrat de cei de la Lenovo în ultimii ani, pe un display evident gândit pentru gaming cu o diagonală de 16 inch, rezoluție QHD și o rată de refresh de 165 Hz, pe tastatura Lenovo TrueStrike, Lenovo Legion TrueStrike, pe care o cunoaștem și de la celelalte modele, și evident pe un sistem de răcire Lenovo ColdFront. Fiind vorba despre un notebook de gaming, avem de-a face, așa cum spuneam, cu excelenta tastatură Lenovo Legion TrueStrike, dar și cu butonul de power și cu LED-ul de stare care ne indică profilul de performanță ales. Astfel, dacă vă mai aduceți aminte, notebook-urile sunt livrate implicit cu setarea Balanced, ceea care corespunde unui culori albe a LED-ului de power. Pentru profilul Silent vom vedea culoarea albastră, iar pentru profilul Performance vom vedea culoarea roșie. Între aceste profile putem comuta cu ajutorul combinației de taste FNQ sau utilizând Lenovo Vantage, însă neapărat trebuie să țineți minte, pentru a avea acces la profilul Performance trebuie să fim conectați la alimentator. Așa cum vă spuneam, notebook-urile din gama Lenovo Legion Slim 5 au conectorii dispuși clasic pentru seria Lenovo Legion 2023. Asta înseamnă că majoritatea conectorilor sunt dispuși pe latura din spate, în timp ce pe laterale găsim doar conectorii cei mai des utilizați. Practic, pe latura din stânga vom găsi doi conectori USB Type-C și conectorul combo pentru căști și microfon, în timp ce pe latura din dreapta vom găsi un card reader și obturatorul electronic al webcam-ului. Pe spate, desigur, găsim conectorul alimentatorului, un conector HDMI, un conector RJ45 pentru conectivitatea la rețea cu fir și doi conectori USB 3.2. Așa cum ne-am obișnuit în cazul tuturor gamelor de laptopuri despre care v-am povestit până acum, avem mai multe combinații în funcție de procesor și placa video și chiar și în cazul aceleași combinații între procesor și placă video vom avea mai multe variante în funcție de procesor și de memoria RAM. Exemplarul de Lenovo Legion Slim 5 despre care vom discuta astăzi este bazat pe o placă grafică Nvidia GeForce RTX 4060 Mobile, un procesor AMD Ryzen 5 7640HS, 16 GB de memorie RAM DDR5 și un SSD NVMe produs de SK Hynix. Conectivitatea la rețea se realizează cu ajutorul unei plăci wireless Realtek Wi-Fi 6, iar pentru conectivitate cu fir avem la îndemână un controller Realtek Gigabit LAN. Exemplarul testat astăzi este bazat pe un panou de 16 inch cu o rezoluție 1920x1200 și cu o rată de refresh de 144 Hz, compatibil cu tehnologia G-Sync. Procesorul AMD obține rezultate foarte bune în testele noastre, cu un scor de peste 4900 de puncte Cinebench, în timp ce scena creată de noi în Blender se randează în mai puțin de 2 minute. Nu în ultimul rând, și SSD-ul este foarte performant, obținând viteze de citire de peste 7100 de mega pe secundă și viteze de scriere de peste 5000 de mega pe secundă. Discutăm evident despre un laptop de gaming, așa că ne interesează și performanța plăcii grafice. Iar dacă colegii noștri de la
Nexus vă vor povesti despre performanța în jocuri. Mie îmi place să mă joc 3 de Mark, unde am obținut un scor de 5829 de puncte în Firestrike Ultra. La capitol temperaturi, procesorul nostru atinge 100 de grade în timpul testelor, ceea ce este destul de mult, însă trebuie să ținem cont că procesoarele AMD au temperatura TGA Max setată mai sus decât cele Intel. De asemenea, placa grafică rulează foarte confortabil la 68 de grade. O rată de refresh de 144 de Hz și compatibilitate cu tehnologia G-Sync, este clar că display-ul nostru este bun pentru jocuri. Noi am vrut însă să vedem dacă este bun și pentru editare foto sau video, iar rezultatele obținute în teste par să confirme acest lucru. Astfel, am înregistrat un nivel maxim de alb de peste 340 de candele pe metru pătrat și un contrast de aproximativ 1500:1, în condițiile în care reproducerea culorilor este foarte bună, cu un delta E subunitar, mai precis 0.7, și avem de-a face și cu o foarte bună uniformitate a panoului. Așa cum știți, mie îmi place cel mai mult să arunc o privire și la ceea ce se află sub capotă. Iar în cazul lui Lenovo Legion Slim 5, nu avem de ce să ne facem griji, pentru că cei de la Lenovo au dotat laptopul cu un sistem de răcire pe măsură. Lenovo Legion Slim 5 este echipat cu un sistem de răcire solid, alcătuit din 3 heatpipe-uri de dimensiuni impresionante care preiau căldura de pe procesor și de pe placa grafică, aceasta din urmă beneficiind de pe urma prezenței unui heatpipe în plus. Sistemul de răcire este alcătuit din aceste heatpipe-uri, din 4 radiatoare alcătuite din lamele de cupru și din 2 ventilatoare centrifugale cu lamele construite din polimer de cristal lichid, care introduc aerul rece prin latura inferioară a carcasei, evacuând aerul fierbinte înspre laterale și înspre partea din spate. Așa cum ne-au obișnuit cei de la Lenovo, memoriile sunt protejate de către un radiator dedicat, la fel și Northbridge-uri. De asemenea, avem acces ușor la SSD-ul NVMe și vestea bună este că avem un al doilea slot nepopulat în care putem monta la nevoie un al doilea SSD NVMe. Nu în ultimul rând, în latura inferioară găsim acumulatorul cu o capacitate de 78W, flancat de cele două difuzoare ale sistemului de sunet stereo. Nu în ultimul rând, pentru cei care își doresc să păstreze eleganța a seriei Lenovo Legion, cu capacul metalic, cu sistemul de răcire Lenovo Cold Front, dar într-un format ceva mai compact, ceva mai subțire, există notebook-urile din seriile Lenovo Legion Slim 7 și Lenovo Legion Slim 5, despre care am discutat astăzi. Acesta este dotat cu un sistem de răcire capabil să disipe până la 160W TDP, cu soluție AI de la Lenovo, cu un chipset dedicat care trebuie să ne ajute să obținem performanță mai bună în jocuri, cu display-uri cu rate de refresh ridicate de 144 sau de 165 de Hz și cu o construcție per total foarte elegantă și solidă. Hei, dragii monstrului, dar multe bunătăți au mai lansat cei de la Lenovo anul acesta. De fapt, seria de laptopuri cred că este mai bogată ca niciodată, pentru că avem de-a face cu numai puțin de 5 serii, dintre care 3 se află pe birou în fața mea. Fiecare serie adresează un tip anume de consumator, de la Lenovo Legion Pro 7, care se adresează celor care nu vor să facă niciun compromis, vor să aibă cea mai ridicată performanță, cu al său sistem de răcire Lenovo Legion Cold Front 5.0 cu vapor chamber, care poate disipa până la 235W, cu tastatura Lenovo Legion TrueStrike Pro, cu excelentul display, aș spune eu, construcția integral metalică și, nu în ultimul rând, cu o soluție dedicată de inteligență artificială care ar trebui să ne asigură performanță crescută în jocuri. Ajungem la Lenovo Legion Pro 5, care păstrează multe dintre caracteristicile fratelui său mai mare, cum ar fi inteligența artificială sau sistemul de răcire Lenovo Legion Cold Front 5.0, capabil de această dată să disipe 200W, display-ul excelent de 16 inch, precum și tastatura Lenovo TrueStrike. Și nu în ultimul rând, pentru cei care au nevoie de o soluție care oferă un raport calitate-preț cât mai bun, avem noua serie Lenovo Lock, cu un sistem de răcire care este capabil să disipe până la 135W, display-uri cu rată ridicată de refresh, 144 Hz, și un design care combină în mod fericit, din punctul meu de vedere, minimalismul cu eleganța. Salutare, eu sunt Holy Diver și astăzi o să vorbesc despre capabilitățile acestui laptop cu placa video RTX 4060 în jocuri casual. În același timp, o să pun așa un pic highlight-ul pe tehnologiile Nvidia pe care le puteți accesa în jocuri, printre care și prima tehnologie despre care o să vorbim azi, și anume Ray Tracing. Bine, hai să dezvoltăm totuși un pic ideea. Ray Tracing este tehnologia care permite o randare realistică a razelor de lumină, a reflecțiilor, practic a fizicii luminii în jocuri video. Iar astfel creează o experiență de gameplay destul de bună. Sunt diferențe foarte mari între jocurile în care este ray tracing și în jocurile în care nu este ray tracing, și de asemenea este și o diferență foarte mare între plăcile video care pot să
folosească această tehnologie și plăcile video care nu pot să folosească tehnologie. O să demonstrăm asta într-un joc clasic, care mulți din generația mea au crescut, și anume Quake 2. Nu știu dacă știați, dar a apărut o versiune Quake 2 with RTX, așa se numește pe Steam. O puteți descărca oricând, este gratis și puteți vedea cu ochii voștri efectele tehnologiei Ray Tracing. Așa că în acest joc clasic, cu care suntem foarte familiari, o să vedem cum arată și cum poate fi îmbunătățit de o tehnologie de genul ăsta. Vedem că de fiecare dată când avem raze de lumină pe ecran, practic, environmentul reacționează la aceste raze de lumină și la aceste elemente într-un mod realist și toată experiența noastră e practic îmbunătățită de acest lucru. Ne jucăm, bineînțeles, cu totul la maxim, cu RTX On, de-aia am și la versiunea asta. Iar până acum eu sunt destul de happy cu modul în care se mișcă jocul. Mi se pare că avem, mă rog, că nu știu eu să trag, asta e partea a doua, dar lăsăm asta. Dar experiența e una bună, adică per total chiar e o experiență ok. Și o experiență, e foarte interesant să vedem tehnologii moderne implementate în jocuri mai vechi. Avem, bineînțeles, cu totul la maxim, peste 100 de FPS, foarte bine, experiența oricum este fluidă și oricum, având în vedere că originalul, când l-am jucat pe un monitor care era cât masa asta, da, pot să zic că au evoluat ceva lucrurile în anii ăștia, sincer. Și uitați, vedeți chiar și aici, în zona asta, vedem efectele ray tracing-ului și vedem faptul că lumina se randează foarte, foarte bine. Puteți să vedeți, este o nebunie, efectiv, acest joc. Sincer, parcă e complet alt joc față de jocul ăla cu care m-am obișnuit acum, nici nu știu cât au fost, cred că 20 de ani, 15 ani, ceva de genul. Când am jucat prima versiune de Quake 2. Pe total ați văzut care e ideea, da? Tehnologia Ray Tracing face ca jocurile și mai ales ca părțile de environment din jocuri, da? Deci ne referim aici și la, și la texturi, și la modul în care se randează lumina, umbrele, etc. Deci părțile astea sunt îmbunătățite foarte, foarte mult de această tehnologie, iar, bineînțeles, cu placa video din acest laptop puteți beneficia de ea. Bun, mai departe o să vă arăt un alt joc în care o tehnologie foarte interesantă a celor de la Nvidia strălucește. Am revenit cu Bright Memory Infinite, un joc în care vom testa tehnologia DLSS 3.0 a celor de la Nvidia. Este un joc destul de demanding din punct de vedere al graficilor, poate să arate foarte bine, adică cu o placă grafică bună, jocul poate arăta superb, dar este, bineînțeles, compatibil și cu niște plăci mai vechi, însă noi vrem să testăm acum niște setări, să zicem, făcute pentru niște PC-uri high-end, dar vom folosi totuși un laptop și ne vom folosi de tehnologia DLSS a celor de la Nvidia pentru a stoarce cât mai multă performanță din joc. După cum puteți vedea, avem și setările aici, avem tehnologia DLSS pornită, avem frame generation-ul pornit, super resolution-ul este dat pe performance și automat, bineînțeles, este activată și tehnologia Nvidia Reflex, despre care o să vă povestească mai târziu colegul meu. Ce face tehnologia DLSS? Tehnologia DLSS, practic, permite plăcilor video să genereze în avans niște frame-uri, practic folosindu-se de tehnologia AI. Placa video poate ghici ce urmează să se întâmple și poate preranda niște frame-uri. Astfel, chiar dacă jocul este demanding, chiar dacă avem foarte multe elemente pe ecran, frame rate-ul n-ar trebui să scadă, ci ar trebui să rămână constant. Și să vedem dacă e cazul. Avem 141 de FPS cu ray tracing-ul pornit, atenție. Adică după cum se poate și vedea, avem lumina este reflectată foarte, foarte frumos pe suprafețe și grafica, după cum puteți observa, este una, zic eu, foarte bună. Se vede foarte bine, detaliile sunt foarte vizibile. Și chiar dacă avem foarte multe elemente pe ecran, da, de exemplu copaci cu multe frunze randate care flutură în vânt, vedem că performanța este una foarte ok și nu scădem sub 100 FPS pe max settings niciodată. Adică e chiar ce trebuie. Puteți observa la partea asta chiar și pe apă cât de frumos se văd reflexiile. Să vedem și o animație de execute, cum se vede. În continuare, nu scădem sub 100 de FPS, lucru foarte, foarte bun. Deci, după cum ați putut vedea, animațiile sunt foarte fluide, gameplay-ul se mișcă foarte, foarte ok. Iar asta este, bineînțeles, în mare parte datorită tehnologiei DLSS, pentru că, cu aceste setări, practic, sunt niște setări pe
pe care le-am făcut ca și cum am avea un PC de gaming, dar noi iată că ne putem bucura de performanțe de genul ăsta pe un laptop, lucru care e foarte, foarte important în acest caz, adică gândiți-vă că puteți să aveți o experiență de genul ăsta oriunde mergeți, practic, că de fapt ăsta este și avantajul la acest laptop, care până acum, sincer, m-a impresionat foarte plăcut. Până acum, după cum ați putut vedea, noi nu am scăzut sub 100 de FPS niciodată cât timp am jucat jocul ăsta, lucru care mă bucură și, pe total, puteți să vedeți că experiența este una chiar, chiar bună. Nu sunt eu cel mai bun la shootere, dar, sincer, când am o experiență de genul ăsta și mi se mișcă atât de fluid un joc, sincer, până și eu, parcă pare așa că știu cât de cât să trag, deși nu știu. Pe total, cam astea sunt impresiile mele pentru acest laptop, folosindu-vă de tehnologiile disponibile în plăcile video din seria 4000, ca cea din acest laptop, puteți să aveți o experiență foarte, foarte bună de gameplay și puteți să scoateți niște performanțe super, super bune on the go. Mai departe, despre o altă tehnologie Nvidia, dar de data aceasta într-un titlu de eSports. Salut! Eu sunt Excellent, YouTuber și gamer de meserie în timpul liber. Astăzi o să ne jucăm niște Apex Legends cu noua tehnologie Nvidia Reflex Low Latency. Jucăm pe un Lenovo Legion cu un RTX 4060. Și dacă mergem aici la setări, vedem că avem Nvidia Reflex Enabled. Această tehnologie ne ajută la o latență mult mai scăzută, fără să scadă din performanța laptopului sau fără să scadă din FPS-uri, ceea ce este extrem de important. Practic, această latență scăzută ne ajută foarte mult, deoarece, spre exemplu, pe mine mă ajută să-mi îmbunătățesc acuratețea în momentul în care trag într-un jucător, deoarece această latență scăzută înseamnă mai exact conexiunea dintre mouse. Spre exemplu, dacă eu dau un click pe acest mouse, văd acel click mult mai repede pe ecranul meu. Asta face latența scăzută. Bun, hai să vedem. De apreciat cel puțin o chestie pe care chiar o apreciez la laptopul ăsta este ecranul. Este puțin mai înalt, așa, și nu știu, are o rezoluție destul de interesantă și, sincer, cu tehnologia asta low latency chiar am o experiență mult mai fluentă în joc. FPS-urile la fel sunt constante și, după cum veți observa, se mișcă extrem de bine și nu avem drop frame-uri, ceea ce contează foarte mult într-un gameplay. Nu prea știu harta asta, de ce să mint. Ok. De asemenea, jucăm cu setări de grafică mai ridicate, după cum veți observa, adică jocul arată excepțional. Hopa, se tragem. Mamă, cum trage arma asta, nu cred. Ok. Mamă, am nevoie de ajutor. Repede. Mamă, m-am tras, ok. Bun, n-a fost cel mai reușit match, ce-i drept, se putea și mai bine, dar cam acesta a fost gameplay-ul. Îi mulțumesc lui Holy Diver și Monstru. Cam asta a fost experiența mea pe acest Lenovo Legion cu un RTX 4060 cu tehnologia low latency. În opinia mea, dacă e să tragem o concluzie, ajută foarte mult în gameplay, pentru că ai o latență mult mai scăzută și chiar te poate ajuta, poate să mai faci câteva kill-uri în plus. La revedere!